Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o etalare cu care probabil unii dintre voi v-ați obișnuit. Mesaje speciale pentru unii dintre voi care sunteți abonați acestui, să vorbesc mai tare, acestui canal, care apreciați ceea ce primiți, nu doar pe acest canal, în general, da? Orice mesaj, orice ofertă o apreciați și evident că vă veți învăța și lecțiile. Înainte de a începe această etalare, vreau să spun că de 2 zile mi-o doresc să o fac. Sper să nu fie întreruptă și sper să fie de bun augur și pentru voi. Pentru că acum 2 zile am primit și eu, să spunem, niște vești mai îmbucurătoare referitor la sănătatea mea, am făcut mari griji. Evident, m-am rugat, am mulțumit și m-am gândit că cu prima ocazie, când mă voi simți o lecuță mai bine, să vin în fața voastră să fac o etalare în care veți primi și voi niște mesaje de la Dumnezeu, de la Divinitate, într-o formă, da? Pe această cale. Și sper să fie mesaje încurajatoare, încurajatoare, care să vă readucă eventual speranța, credința, conștiința că sunteți protejați, sunteți ghidați, este mare, mare lucru, în general în aceste vremuri și în mod special când avem niște probleme în plus, să zic. O să-mi pun ochelarii. Înainte de a începe etalarea, va trebui să alegeți voi. Haideți să facem 5, da? 5. Un budiță, să zic, numărul 1, da? O cruce, interesant cum s-a așezat și Buddha și crucea unul lângă celălalt. O cruce, numărul 2, da? Vă uitați, alegeți. Un îngeraș. Îngeraș. La din Anglia. Era o prietenă bună. Numărul 3 ar fi. Numărul 4 ar fi un obiect din porțelan decorativ. Un soi de casetuță în care teoretic ce ar trebui să-mi pun eu? Secretele? Sunt prea multe, am prea multe secrete, nu au loc. Dar poate mesajul vostru are loc. Și al cincilea am simțit nevoia să iau acest clopoțel ca și anunț. Dar ce îmi place cel mai mult este că are, da, în semnul României. Încă îmi iubesc țara, încă îmi iubesc locul și tradițiile în care m-am născut, din care mă trag și apreciez foarte mult, foarte mult cultura noastră. Este Grigorescu. Apreciez cultura noastră și noi suntem un popor fain. Chiar suntem frumoși. Mai frumoși decât alții. Și dacă are cineva ceva de comentat referitor la România și la români, mai ales ca și român, este trist să-ți negi și să-ți contești și să-ți denigrezi rădăcinile. Nu? Haideți să vedem. Primul număr. Voi vă puneți pauză, alegeți ce considerați că vreți să vă alegeți și să vedem. Primul număr. Un mesaj. Am și eu emoții. Dar stați un pic, înainte să-mi aleg și eu un număr. Gata, mi-am ales. Deci, primul număr, budiță. Fericitul. O să aleg în zona psalmilor și proverbelor. Psalmul 56. Către mai marele cântăreților. O să fi cântăreți? Sau aveți de-a face cu vreun cântăreț? În fine, către mai marele cântăreților, da? Se cântă ca porumbel din stejar depărtați. În fine, scrisul e cam mic și mi-e un pic cam greu, deși am ochelari, mi-e totuși greu să citesc așa. O cântare de laudă a lui David către filisteni. Nu, către filisteni, către Dumnezeu când filistenii l-au prins la Gat. În fine. Deci mesajul este.
Ai milă de mine, Dumnezeule, căci omul ar vrea să mă înghită. Toată ziua îmi face război și mă chinuiește. Toată ziua vrăjmașii mei ar vrea să mă înghită. Sunt mulți și se luptă cu mine cu mândrie. Ori de câte ori mă tem, eu mă voi încrede în tine. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul său. Mă încred în Dumnezeu și nu mă voi teme ce îmi poate face omul. Toată ziua ei îmi succesc cuvintele și toate gândurile lor sunt împotriva mea spre rău. Uneltesc, pândesc și îmi urmăresc pașii, pentru că vor să-mi ia viața. Vor scăpa ei din nelegiuirea lor? Doboară popoarele, Dumnezeule, în mânia ta. Tu numeri pașii vieții mele de pribeag. Pune lacrimile în burduful tău. Nu sunt ele scrise în cartea ta? Vrăjmașii mei dau înapoi în ziua când te strig. Știu că Dumnezeu este pentru mine. Eu mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul său. Da, mă voi lăuda cu Dumnezeu, cu cuvântul său. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. Ce poate face omul? Dumnezeule, țin bine minte făgăduințele pe care ți le-am făcut. Îți voi aduce jertfe de mulțumire, căci mi-ai salvat sufletul de la moarte și mi-ai ferit picioarele de cădere ca să umblu înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii. Ce frumos! Scuzați-mă că citesc un pic mai împotmolit, v-am zis, nu văd atât de bine scrisul, dar încercăm, aș vrea un psalm și un proverb pentru fiecare, ca mesajul să fie oarecum mai complex. O să pun semn și la proverbe. Ok. E numărul 1. Cumpăna, poate sunteți în balanță. Înșelătoare este o urăciune înaintea Domnului, dar greutatea dreaptă, sigur e balanță, greutatea dreaptă este plăcută. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Neprihănirea oamenilor drepți îi călăuzește, dar viclenia celor stricați le aduc distrugerea. Cam atât. Interesant. Haideți să vedem, să pun și aici un semnuleț de carte. Așa. Numărul 2. Hai să alegem pentru numărul 2. Psalmul 28. Dar, înainte să încep, este un citat subliniat. Acolo mi-a picat. Nădăjduiește în Domnul. Fii tare, încurajează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Și acum, mesajul din Psalmul 29. Doamne, când către tine strig, stânca mea, nu rămâne mut la glasul meu, ca nu cumva, tăcând față de mine, să ajung ca cei ce se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunilor mele când strig către tine și când îmi ridic mâinile spre cuvântul sfințeniei tale. Nu mă lua împreună cu cei răi și cu lucrătorii nelegiuirii care vorbesc despre pace aproape lui lor, dar răutatea este în inima lor. Răsplătește-le după lucrările lor și după răutatea faptelor lor. Răsplătește-le după lucrarea mâinilor lor. Dă-le ce li se cuvine, pentru că ei nu iau aminte la lucrările Domnului, la lucrarea mâinilor lui. De aceea, el îi va doborâ și nu îi va zidi. Binecuvântat să fie Domnul, căci el a ascultat glasul rugăciunilor mele. Domnul ajută! Domnul este tăria mea și scutul meu. În el mi se încrede inima și sunt ajutată. De aceea mi este plină de veselie inima și laud prin cântările mele. Probabil că și voi cântați, într-un fel sau altul. El este cetățuia salvatoare a unsului său. Mântuiește poporul tău și binecuvântează moștenirea ta. Pășește-i și înalță-i ascensiune pentru totdeauna. Doamne ajută! Pentru cei care ați avut numărul 2 ca și număr ales,
Haide să avem și un proverb. Ferește-te de desfrânare. Fiul meu, ia aminte la înțelepciunea mea. Pleacă urechea la învățătura mea ca să fii cu chipzuință. Și buzele tale să păstreze cunoașterea, căci buzele femeii străine strecoară miere. Și cerul guriei este mai alunecos decât unde lemnul. Dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Iar avem semn de aer, da? Picioarele ei coboară la moarte, pașii ei dau în locuința morților, așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să dai altora cinstea ta și unui om crud anii tăi. Ca nu cumva niște străini să se strecoare în averea ta și tu să muncești din greu pentru casa altuia. Am simțit nevoia să citesc mai mult, probabil pentru cineva. Ca nu cumva să gemi, la urmă, când carnea și trupul ți se vor consuma și să zici, cum am urât eu învățătura și cum am disprețuit inima mea și cum a disprețuit inima mea mustrarea. Și tot așa, dacă vreți să citiți mai mult, o să atașez sub video la fiecare număr ce am citit, da? Să citiți și voi și să meditați. Da. Numărul 3. Cei care ați ales. Îngerașul. Haideți să vedem. Cei care ați ales. Îngerașul. Psalmul 45. De cântat cum se cântă crinii. Ce frumos indicat. Cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă. Voi spune ce am întocmit pentru împăratul. Berbeci, unii dintre voi. Da? Ca pana unui scriitor priceput să-mi fie limba. Tu ești mai frumos decât fiii oamenilor. Harul este turnat pe buzele tale, de aceea Dumnezeu te-a binecuvântat pe vecie. Războinic viteaz! Posibil, sunteți semne de foc sau aveți de-a face cu unii dintre voi cu semne de foc. În fine. Războinic viteaz! Încinzeți sabia la coapsă, măreția ta și splendoarea ta. Și cu o splendoare tot mai mare înaintează cu carul tău, faetonul. Apără adevărul, justiția, blândețea, regele de cupe, și dreptatea. Și mâna ta cea dreaptă va învăța pe alții lucruri înfricoșătoare. Săgețile tale sunt ascuțite, sub tine vor cădea popoare. Și săgețile tale vor străpunge inima vrăjmașilor împăratului. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic. Sceptrul împărăției tale este un sceptru de dreptate. Posibil unii vreți să fiți lideri sau sunteți într-o poziție de genul ăsta și trebuie să învățați în acest psalm. Dacă vreți să conduceți într-o privință, scuzați-mi întreruperea. Scaunul tău de domnie, Dumnezeul este veșnic. Sceptrul împărăției tale este un sceptru de dreptate. Tu ai iubit dreptatea și ai urât răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un unt de lemn de bucurie, mai presus decât pe însoțitorii tăi. Smirna, aloia, casia, sunt veșmintele tale, în palatele tale de fildeș, te înveselesc instrumentele cu coarde. Printre doamnele tale de onoare sunt fiice de împărați.
Împărăteasă stă la dreapta ta, împodobită cu aur. Împărăteasa stă la dreapta ta, scuzați-mă, împodobită cu aur de ofir. Ascultă, fică, vezi și pleacă-ți urechea. Uită pe poporul tău și casa tatălui tău. Și atunci împăratul îți va dori frumusețea. Probabil trebuie să plecați de undeva. Și fiindcă este domnul tău, adoră-l. Și fiica tirului și cei mai bogați din popor vor umbla cu daruri ca să capete bunăvoința. Fiica împăratului este plină de strălucire înăuntrul casei împărătești. Ea poartă o haină țesută cu aur. Ea va fi adusă la împărat în haine de broderie și fecioarele însoțitoare ei vor fi aduse la tine. Ele vor fi aduse în mijlocul bucuriei și veseliei și vor intra în palatul împăratului. Fiii tăi vor lua locul părinților tăi și vei pune prinți în toată țara. Voi face ca numele tău să fie amintit în toate generațiile, de aceea te vor lăuda popoarele în veci. Amin. Mi se pare că pentru unii vă apropiați de întâlnirea cu împăratul, împărăteasa, cuplu divin. Mai citiți, o să vă zic ce am citit. Psalmul 45 și să căutăm și Proverbul, da? Foarte intense mesajele, ca de fiecare dată. Adulterul și urmările sale. Fiul meu, păstrează cuvintele mele și ține la poruncile mele, toate poruncile mele, ține-le și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina, ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea și numește priceperea prietena ta ca să te ferească de femeia necunoscută, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare, dragii mei. De la fereastra casei mele și mă uitam printre zăbrele și am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte, trecea pe stradă la colțul unde stătea una dintre aceste străine și a apucat calea spre locuința ei. Era la murg seara, în noaptea neagră și întunecoasă și iată, i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o prostituată și cu inima șireată. Era bună de gură și fără stâmpări, picioarele nu-i puteau sta acasă. Când pe străzi, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Și cu o față obraznică i-a zis, am cu mine jertfe de mulțumire, azi mi-am împlinit promisiunile. De aceea ți-am ieșit înainte și îți caut fața și te-am găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitor, cu așternuturi de pânzeturi colorate din Egipt. Mi-am stropit așternutul cu smirna lui și scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață. Să ne desfătăm cu dezmierdări, căci soțul meu nu este acasă. Și a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și se întoarce acasă în ziua lunii noi. Tot vorbindu-i, ea l-a încântat și l-a constrâns cu buzele ademenitoare. Se leagă de primul mesaj, să știți. Deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care alargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi va înfinge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele și nu, să nu vi se abată inima pe calea ei. Nu te rătăci pe cărările ei, căci ea a făcut să cadă mulți răniți și cei pe care i-a ucis ea sunt numeroși. Finalul puteți să-l citiți și voi că mai puțin. Da, se leagă. Am o mulțumire când fac acest gen de etalări, mesaje. Am o mulțumire. Dar, repet, scuzați-mă pentru că e scrisul foarte mic. Aceștia sunt ochelarii făcuți când, anul trecut, poate că ar mai trebui schimbați. În fine. În fine. Până îi schimb, mă mai împotmolesc. Haideți să vedem cei care ați ales casetuța numărul 4. Oh.
Psalmul 69. Scapă-mă, Dumnezeule, căci apele mi-au pătruns până la suflet. Mă afund în noroi adânc emoții negative și nu mă pot ține. Am intrat în vâltoare și voiul trece peste capul meu. O stare emoțională negativă. Nu mai pot strigând, mi se usucă gâtlejul, mi se topesc ochii. Așteptând pe Dumnezeul meu, cei care mă urăsc fără temei sunt mai mulți decât pericapului meu. Cei puternici sunt cei care vor să mă piardă, cei care pe nedrept îmi sunt vrăjmași. Trebuie să dau înapoi ce n-am furat. Dumnezeule, Tu cunoști nebunia mea și greșelile mele nu-ți sunt ascunse. Să nu rămână de rușine din cauza mea cei ce nășdejduiesc în Tine. Stăpâne, Doamne, al oștirilor. Să nu fie rușinați din cauza mea cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeul lui Israel. Știți ce înseamnă Israel, da? Este poporul spiritual. Căci pentru Tine port eu umilirea și rușinea mea acoperă fața. Am ajuns un străin pentru frații mei. Interesant. Și un necunoscut pentru fiii mamei mele. Căci râvna casei tale m-a mistuit și batjocorit. Și, scuzați-mă, și batjocoririle celor ce Te insultă pe Tine au căzut asupra mea. Am plâns, sufletul meu a postit și aceasta a fost spre batjocorirea mea și m-am îmbrăcat cu sac și am devenit un proverb pentru ei. Cei care stau la poartă vorbesc de mine și bețivii mă pun în cântece. Dar eu către Tine mânați rugăciunea, Doamne, la timpul potrivit, în bunătatea Ta cea mare, răspundem, Dumnezeule, potrivit adevărului mântuirii mele. Scoate-mă din noroi, ca să nu mă mai afund, să fiu scăpat de cei ce mă urăsc și din vâltoare. Și să nu mai dea valurile peste mine și să nu mă înghită adâncul. Și să nu-și închidă groapa, gura peste mine. Răspundem, Doamne, căci bună este mila Ta. În îndurarea Ta cea mare, întoarce-Te spre mine și nu-Ți ascunde fața de slujitorul Tău, căci sunt în necaz. Grăbește-Te și răspunde-mi. Apropie-Te de sufletul meu și răscumpără-l. Scoate-mă din cauza vrăjmașilor mei. Tu știi ce jignire, ce rușine și ce bagiocură mi se fac. Toți vrăjmașii mei sunt înaintea Ta. Disprețul mi-a frânt inima și sunt copleșit de apăsare. Aștept compătimire, dar degeaba. Aștept mângâietori și nu găsesc niciunul. Mi-au dat fiere de mâncare și în setea mea mi-au dat să beau oțet. Apropo de ce a pățit și Iisus pe cruce, da? Oțetul, știți, da? Un pic anticipează. Să li se prefacă masa într-o cursă și prosperitatea lor într-un laț, să li se întunece ochii ca să nu vadă și clatinele mereu coapsele, varsă smânia peste ei și să-i atingă indignarea Ta aprinsă, pustie să le rămână locuința și nimeni să nu mai fie în corturile Tale, căci ei persecută pe cel lovit de Tine. Povestesc nesuferințele celor răniți de Tine, adaugă alte nelegiuiri la nelegiuirile lor și să n-aibă parte de dreptatea Ta, să fie șterși din cartea vieții și să nu fie scriși împreună cu cei drepți. Eu sunt necăjit și sufăr, Dumnezeule, mântuirea Ta să mă ridice. Voi lăuda numele lui Dumnezeu cu o cântare și voi preamări cu mulțumire. Lucrul acesta este mai plăcut Domnului decât un bou, un taur, coarne, etc. Cei blânzi văd lucrul acesta și se bucură. Voi care căutați pe Dumnezeu, vouă să vă trăiască inima. Căci Domnul ascultă pe cei nevoiași și nu ne socotește pe cei încătușați ai Săi. Să-L laude cerurile și pământul, a fost mai lung, mările și tot ce mișune în ele. Căci Dumnezeu va mântui Sionul și va zidi cetățile lui Iuda și vor locui acolo și
le vor stăpâni. Sămânța slujitorilor săi le va moșteni și cei ce iubesc numele lui vor locui în ele. A fost mai lung mesajul, știu. O să vă transmit psalmul, să-l citiți și voi. Acum la proverbe. Să vedem ce aveți la proverbe. Aș vrea ceva mai scurt, o să citiți mai puțin. Dar continuați voi, evident. Că asta este o invitație să citiți din Biblie. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Asta genul cât e pâinea, cât de rea, tot mai bună în țara mea. Un servitor înțelept stăpânește peste fiul care face rușine și va avea parte de moștenire printre frați. Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul. Dar cel care încearcă inimile este Domnul. Cel care face rău ascultă cu luarea minte la buza nelegiuită. Și mincinosul pleacă urechea, poate și lumina și panic nu poate bine. Și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va fi socotit nevinovat. Și citiți și voi mai departe. Proverbul numărul 17. Wow! Hai să vedem. Ultimul. România. Grigorescu. Posibil. Acum mi-a venit mesajul. Să vă uitați către țara noastră cu alți ochi, în cazul în care gândiți într-un anume fel despre România, să vă eventual, dacă puteți să vă întoarceți și mai frumos. În primul rând să vă întoarceți, că e o alarmă, știți? Să vă întoarceți către frumos, către artă, către natură și către tradiții, da? Ce frumos. Către o viață naturală. Haideți să vedem ce psalm. Psalmul 26. Dar să știți că ar fi bine să ascultați și mesajul de la numărul 2, pentru că este chiar lângă Psalmul 28, acolo. Mi-a picat mie privirea. Psalmul 26. Judecă-mă, Doamne, căci am umblat în nevinovăția mea și m-am încrezut în Domnul. Și, da, m-am încrezut în Domnul. Nu mă voi clătina, scuzați-mă. Deci, judecă-mă, Doamne, căci am umblat în nevinovăția mea și m-am încrezut în Domnul. Nu mă voi clătina. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, curățește-mi rărunchii și inima, căci bunătatea Ta este înaintea ochilor mei și am umblat în adevărul Tău. Probabil o curățare energetică acum și o renaștere spirituală pentru unii. Nu stau împreună cu oamenii mincinoși și nu merg împreună cu cei vicleni. Urăsc adunarea făcătorilor de rele și nu stau împreună cu cei răi. Îmi voi spăla mâinile în nevinovăție și voi înconjura altarul Tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate lucrările Tale minunate. Doamne, eu iubesc locașul casei Tale, adică și corpul vostru, vi respectați, și locul în care este slava Ta. Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoșii, nici viața cu oamenii care varsă sânge, în ale căror mâini sunt nelegiuiri și a căror dreaptă este plină de mită. Dar eu voi umbla în nevinovăția mea, răscumpără-mă și ai milă de mine. Piciorul meu stă pe un loc neted. Voi binecuvânta pe Domnul în adunări. Adică în grupuri, printre prieteni, pe unde? Da, nu neapărat adunări, da? Știți mai. Haideți să vedem și un frumos mesaj. Un proverb. Unde era semn de carte? Aici. Ăsta e destul de lunguț.
29 arată. Un om care, fiind deseori mustrat, își înțepenește gâtul, va fi zdrobit deodată și fără îndreptare. Când se înmulțesc cei drepți, poporul se bucură, dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Cine iubește înțelepciunea, înveselește pe tatăl său, dar cine umblă cu prostituatele, risipește averea. Un împărat întărește țara prin judecată dreaptă, dar cei care iau mită, o nimicește. Cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pași. Împăcatul omului rău este o cursă, dar cel drept cântă și se bucură. Cel drept pricepe cauza săracilor, dar cel rău nu poate să o înțeleagă. Bagiocoritorii aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Da. Dacă vreți să mai citiți și voi, am senzația că sunt separate. Nu e o poveste așa de lungă ca în alte situații. Dacă vreți să mai citiți și voi, mare bucurie pentru mine că v-am provocat la o asemenea lectură. Deocamdată, acesta este finalul acestei înregistrări. Sper din tot sufletul să vă găsiți mesaje de încurajare care să vă aline sufletul. Meditați profund la acei psalmi. V-am spus încă, poate ar trebui să-mi schimb ochelarii și nu văd tot timpul bine. Scrisul foarte mic, dacă aveți posibilitatea să căutați pe internet, să citiți cu, nu știu, o scriere mai mare, ar fi bine să recitiți din când în când, măcar luna aceasta, că n-am mai făcut, nu știu când, de când, de o lună sau de două, ceva asemănător. Deci cam atât, dragii mei. Mi-am împlinit și această dorință, mulțumesc, Doamne, și sper să reușesc să fac și altceva cu care v-am obișnuit. În curând, vă pup. Dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!